La a treia probă, absolvenții de liceu au putut alege între chimie, fizică, biologie, informatică la real și geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie la uman. Elevii care au susținut ultima probă scrisă au spus că cerințele nu au fost dificile. Eu astăzi am dat proba la alegere la fizică, am ales termodinamica și curentul continuu, iar subiectele au fost asemănătoare cu cele de ieri la nivel de dificultate. Așadar, mă aștept la o notă peste 9-20. Este o ușurare sufletească, să spun așa, și ne permitem toți o mică pauză până ne reapucăm de pregătirea pentru admiteri. Eu am dat la biologie, la anatomie umană. Subiectele mi s-au părut de un nivel de dificultate foarte scăzut, au fost foarte accesibile, se puteau rezolva chiar în 30 de minute. Drept urmare, cine a învățat, chiar poate să obțină foarte ușor nota 10. La biologie. Și cum ți s-au părut subiectele? Foarte accesibile, ușoare. Da. Se putea și mai greu, dar foarte ușor. La biologie, la anatomie. A fost foarte ușor, a fost ok, a fost poate chiar mai ușor decât la simulare, subiectele au fost absolut abordabile. O să luăm majoritatea, cred că o să luăm note mari. La ce ai ales să dai bacul astăzi? La logică. Și cum ți s-au părut subiectele? Au fost ușoare spre medii. M-am descurcat la toate. De ce ai ales această materie? Păi eu sunt pe profil de filologie și am simțit că mi se potrivește mai bine. Mă așteptam să fie simplu, dar nu atât de simplu. Și cred că o să fie ultimul bac ușor. De la anul cred că o să urmeze ceva mult mai greu. De ce spui asta? Pentru că au fost cei 2 ani pe care i-am petrecut în online din cauza pandemiei și subiectele au fost destul de accesibile. Mulți elevi de la Colegiul Național Frații Buzești au fost însoțiți și de părinți care i-au așteptat nerăbdători la porțile școlii să afle ce au făcut la ultima probă. Azi e ultima probă. Am albit mai mult decât trebuie, cred că toți părinții, cu emoții, cu frici, că era și normal cu subiectele, normal că au fost la prima vedere. E bine, a fost bine, să sperăm că rezultatele sunt pe măsură. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru acest examen s-au înscris 3.554 de candidați, dintre care 187 nu s-au prezentat. Ne dorim ca, încă o dată, ca rezultatele obținute la nivelul județului în acest an, în care în sfârșit s-au reluat activitățile față în față așa cum ne dorim, după 2 ani de pandemie, să fie unele bune și sperăm că acest lucru se va întâmpla. Primele rezultate la BAC vor fi afișate pe 27 iunie până la ora 12. Nemulțumiții pot depune contestație în aceeași zi între orele 12 și 18, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 1 iulie.